simplă. Îi ziceți creare vedere, clic pe stâlp și o să vadă doar stâlpul. Așa ați reușit? Deci creare vedere, clic pe stâlp și ar trebui să vadă numai și numai stâlpul acela. În ce sens micșora? Ba da, se poate, dar nu știu de ce mi-am micșora. Ah, ba da. Sigur, sigur. Da, nu e micșora, ci, da, eu mă gândeam mai degrabă aș zice izola. Deci, din tot pomelnicul ăsta, pe mine m-a interesat doar ăsta. Și, într-adevăr. Acum, noi să ne chinuim, poate cu primul stâlp până ne obișnuim, dar cu vedere, cred că nu vă mai supără. Vi-l face din prima. Vedere, clic pe stâlp, vi-l arată fix pe acela. Ați ajuns în stadiul ăsta? Adică o elevație și o secțiune transversală prin stâlp? Bun, o sper că da. Acum vreau să mergem în inginerie armare FF, dar numai cine a reușit să obțină cele două poate lucra. Elemente armate FF. FF vine de la Formwork Finder. Adică este un șablon parametric care se adaptează pe ce găsește aici. Că stâlpul ăsta vreau să-l armez cu 4 etrieri, să zic. Cu 3 etrieri, de fapt. Fac ce dimensiune am aici? 50 cu e ok. Pot să fac și rombic etrierul, nu e o problemă, dar mă interesează acum să vă prezint comanda aceasta. Deci, elemente armate FF. Ați găsit-o? E la inginerie. Inginerie, elemente armate FF. Ce înseamnă FF-ul ăsta, Formwork Finder? Că ele se va adapta pe aliura pe care o găsește. Dacă îi dați aici tot, o să găsiți niște detalii de armare. Deci, de exemplu, primul șablon este pentru bordare de goluri. E de ajuns să avem un dreptunghi de orice formă. Când mă apropii de el, o să deschidă niște parametri cum să realizeze, cu carcase, cu bare oblice, la ce pasă trierii de pe fiecare latură. Deci, diferiți parametri de la care plec. Deci, marele avantaj este că eu plec de la ceva automat și după aia pot să divaghez oricum, să înclin un etrier, să-i schimb diametru, să mai pun eu o bară, o agrafă, nu e nicio limită. Și avem diferite detalii. Cele sunt împărțite și pe categorii. Armare adiționale. Sunt diferite armături care pot face legături între pereți. Detalii de colț cu etrieri. Deci el doar dacă a prins o intersecție de asta între pereți, poate să intre pe o poză de asta care după aia e urmată de niște parametri. Cuve de lift sau cămine de vizitare și le armează complet cu etrier, cu bare longitudinale, totul după parametrii dați de noi. Bordaj de deschideri. Pot să bordez complet o deschidere, să bordez o deschidere de ușă sau să bordez câte o latură. Detalii de fundații, fundații izolate sau fundații continue. Am să vi le arăt în lucru pe acestea, dar vreau întâi să vi le prezint ce aveți. Armări de grinzi, în care efectiv spune câte bare sus, câte jos, care sunt lungimile critice și atunci el adaptează carcasa la orice grindă. Și aici diferite alte detalii pentru grinzi, să zic, pentru jocuri, salturi de grinzi. Bun, intersecții la pereți. Margini, vute, armări în rost. Scări, dar aici scări prefabricate mai mult, au detaliile astea, se adaptează direct toată armarea de scară. O să mergem la stâlpi. La stâlpi sunt diferite forme, deci avem diferite șabloane pentru forme predefinite, pentru forme prefabricate. Deci le puteți desena oricum. Și să nu-i să vă arăt și de modelatorul de prefabricate, cum a întrebat colega, dar nu știu cum de-aia mi-a scăpat. Dar o să o și armez și atunci o să compenseze de fundații pahar sau... Bun. E un modelator special. În orice caz, vreau să alegem stâlp tip 2. Și să dăm OK. Aici se deschide un utilitar care o să-mi permite realizarea unei armări. Vreau să debifăm acestea, dacă le aveți deja bifate,
cum e gândit. El o să trântească o carcasă care are și un ancoraj la partea inferioară și are niște zone critice, dacă le doresc. Deci el are până la 5 zonări de etrier, adică să aibă pasul curent, o zonă cu ondesire, o altă zonă cu ondesire, dar mai rară, și zona curentă și apoi același lucru pe partea cealaltă. O să debifez în părțile acestea, o să zic față de capete, oricum o să mai șterg din ele că vreau să plec cu carcasa din radier sau în radier vreau să mai includ câțiva etrieri. Bun, deci asta ar fi o carcasă de stâlp pe un nivel, presupunând că se pleacă cu mustăți din partea de jos. Acum, cum judecăm șablonul ăsta? Cea mai simplă formă, deci să zic în situația în care nu sunt bifate astea, ar fi un etrier închis de un anumit diametru și 4 bare în colțuri. Asta e cea mai simplă formă de stâlp. Sigur, aici o să aleg o acoperire cu beton. Zic 0, 0, 3 și 5. Bine, nu trebuie să dăm, nu dați Enter. Și aici este acoperirea față de etrier, restul barurilor le pune el automat la interior. Bun. Noi stâlpul vreau să-l armăm cu 3 etrieri. Deci să avem și etrieri intermediari. Deci o să bifez următorul rând și aici aleg diametrul barurilor longitudinale. Deci dacă în primul am zis fi 20, în ăsta, nu știu, o să pun fi 16. Și diametru fi 10 sau poate îl pun pe ăsta central fi 12. Las pe ăsta mare fi 12, ăsta fi 10 sau fi 8, nu, fi 10, îl punem. Pun și la ăștia la fel, deci dacă mai bifez și următorul, îmi pune pe cealaltă direcție, adică urmăriți un pic poza aceasta. Observați că are niște cote roșii. Cotele sunt un fel de acoperiri cu beton, deci dau acoperire cu beton a unui etrier intermediar și atunci el o să judece cât de mare să-l fac. Latura este de 50 de centimetri. Deci eu trebuie să mă gândesc cam câte bare vreau, dacă merg cu 4 bare pe latură, să judec cam, să rămâne 5 cm la mijloc și cam la ce distanță să vin cu etrierul ca să pot să-mi înglobez barele intermediare. Să mai merg 10 și 10 cm, deci eu o să-i dau 0,1 cu 0,1, la fel și aici. Dacă vreau să merg cu 5 bare pe latură, pot să bifez și șirul ăsta. El implicit îmi pune niște agrafe pe care pot să le șterg dacă mă încurc. Bun, aici își calculează el un ancoraj în partea de jos. Și aici ar fi o acoperire cu beton. Nu o să intru foarte mult în detalii pentru această carcasă, dar vreau să vă zic că merită să investiți odată timp pentru armări de astea uzuale la procent minim pentru diferite secțiuni de stâlp. Fiindcă dacă le faceți o singură dată, le puteți aplica în toate proiectele. Cum se salvează o astfel de carcasă? Aveți aici un folder, administrare catalog și pot să-i dau salvare înregistrare nouă, nume 1, e carcasă stâlp, marginal. Am dat un nume. Și atunci îl salvează în bibliotecă și dacă vreți vreodată puteți încărca din bibliotecă. Bun. O să dăm OK. Și acum, cum se aplică stâlpul ăsta, șablonul? Ne apropiem de secțiunea aceasta transversală. Și o să vedem barele. Acum am zis și eu 10 cm, puteam să pun 15 să fie mai apropiate. Dacă nu sunt de acord, dau un escape. Și mai dau o dată OK și redeschide modulul acela. Deci aici spuneam că ar fi mai bine un 15 sau 125. Bun, după ce am reglat cât de cât, mă apropii pur și simplu de secțiunea aceasta transversală și în funcție de unde duc mouse-ul, îmi pune cârligul la etrier. Deci, mie, în fapt, îl duce în colț opus față de cum mut mouse-ul. O să fac un click
Păi da, ok, nu contează. Bine, aici știți ce mă atenționează? Că stâlpul e mai scurt de atât decât marginile impuse de mine. O să debifez capătul ăsta de sus. Ok. Și acum ce se întâmplă aici? O să prefigureze carcasa. Deci am zis că la 1,25 ar fi lungimea critică. Și a început cu 1,25, ce a rămas a pus la 20. Eu poate nu sunt de acord, nu vreau să las mustățile așa neconfinate sau să n-am deloc etriere aici. Vreau să intru cu câțiva etrieri și în radier. Și atunci cum o să fac? O să-i fac click dreapta aici și zic de la cota și pot să merg până undeva mai sus. Să zic click dreapta la cota. Și atunci între aceste cote o să-mi pună barele. Lungimea barelor o să le corectăm imediat, nu e o problemă. El carcasa o gândește ca și cum ar fi de aici se înalță plecând cu niște mustăți. Dar o să vedeți că nu mă încurcă cu nimic dacă plec așa, că n-am decât o operațiune de mutat a barele și am tot ce trebuie deja repartizat în 3D. Deci după ce am zis între ce cote să-mi distribuie trierii, o să-i dau aici repartiția automat. Să modificați dimensiunea elementului în fereastră. Da, nu-i convine. Haideți să pun la cotă, să fac un pic mai mare. Era sub 1,25, era. Nu, el dacă se mulează e bine, doar dacă o lua razna. Da, dar se. Nu e o problemă dacă se mulează bine. Adică, dacă ia formă, dacă vezi că sufoc barele pe acolo, se înnoadă, nu mai e bine. Bun, ideea era că trebuia să merg un pic mai sus cu el. Acum, carcasa nu e finală, dar e un început foarte sănătos. Care este avantajul FF-ului? Nu sunt limitat de ce face el parametric. Deci el începe parametric și după aia pot să-l șlefuiesc cum am nevoie. Adică, mai exact, o să-i zic ștergere. Și o să selectez, fac filtru după armare, calitate oțel și le șterg aici. Deci mi-am mai șters din bare. Și totodată vreau să mai ajustez un pic cu ancorajul ăsta, că trece prin radier și nu mă avantajează lucrul ăsta. Da. Asta o să corectăm acum. Deci ce se întâmplă? Inițial vederea era până în. Deci n-am cârlige aici, dar o să punem cârligile cum trebuie, adică spre exterior. Nu las trebuie. N-are o bifă să-i pună, cum fac eu pun o notă 2D, că se pot pune alternant. Le desenez. Deci nu, n-are o bifă să le fac așa. Bun. Totuși vreau să facem o mică corectură la această carcasă și apoi o putem utiliza la toate celelalte elemente. Voi face o nouă secțiune, că mi este mult mai la îndemână decât să o lungesc pe cealaltă. Și dacă e nouă secțiune, ce se întâmplă? O secțiune implicit este la dimensiunea celor mai mari elemente. Dar acum cele mai mari elemente sunt armăturile. Înainte era radierul. Și aici pur și simplu pot să fac diferite modificări. De exemplu, o să zic modificare puncte. Și am să ridic barele mai sus. Am să șterg etrierul ăsta, adică setul de etrier de aici. Și o să pun cârlige barelor acestea. Cum pun cârlige? Clic dreapta, modificare cârlig, cârlig plus. Aleg colțul, 90 de grade și o lungime. Bun, evident, întotdeauna le pune invers față de cum aș vrea. O să-i zic modificare unghi cârlig și zic cu minus 90. Bun, la fel. Le rotesc pe secțiunea transversală. Adică latura cealaltă să fie în partea cealaltă, nu? La să referiți. Păi o să aranjez acum jumătatea asta și apoi șterg barele și le oglindesc. Deci acum mai zic introducere cârlig, fac click și aici 90, bine, minus 90 ar fi trebuit. Să-i pun și lua asta.
Deci, uitați ce se întâmplă. Dacă intru doar pe o bară, cum ziceam ieri, o schimbă doar pe aceasta. Dacă vreau să schimb la toate barele deodată, trebuia să scot schema lângă și lucram pe schemă și se modifica oriunde există. Dar ce a întrebat colega iar a anticipat un aspect într-adevăr și anume că pe partea cealaltă vreau să vină în oglindă. Totodată am lucrat astea și nu vreau să mai pun cârligi aici. Cum o să fac să arate bine tot? Mai creez o secțiune. Pe aici. Și aici o să mă ocup doar de barele în care sunt mulțumit de orientarea lor. Deci dacă selectez de aici astea care au orientarea corectă, o să descoper că astea sunt alea bune. Restul le voi șterge cu funcția de ștergere. Deci lucrez pe această secțiune. Și o să zic oglindire. Mă apropii de marginea acestui etrier și merg pe vertical. Iar pentru celelalte zic copiere și rotire. Le zic copiere și rotire, le selectez pe acestea, față de mijloc, deci punct de mijloc, le pun tot aici și 90 de grade. Bun. Aici doar să mă urmăriți pentru partea asta, că practic nu mai are ceva nou, dar vreau să fiu un flux de lucru și să apuc să fac și planșa la asta. Deci acum e rezolvat carcasa aceasta. Pot să decid eu dacă vreau să schimb pasul etrier, nicio problemă. Îi selectez, mă duc în proprietăți, repartiție bare. Deci avem câteva mărci pe aici. Dar nu știu de ce a interpretat ca repartiții individuale. Deci așa pot să fac shift-click pe o repartiție de asta de etrier și să-i schimb la 15. Dar nu știu de ce nu, în mod normal nu trebuia să lucreze așa, trebuia să pot să schimb din proprietăți la mai multe. Repartiția a pus aici individual. În orice caz, nu sunt doar 3 tipuri. Deci fac shift click, s-a activat zona, punct 15. Și mă ocup și de celelalte. Bun, am făcut carcasa tip și acum o să o multiplic pe unde am nevoie, deci unde am stâlpi, se vede și în plan. Acum o să zic copiere, filtru după calitate oțel, merg pe o latură și apoi o multiplic oriunde am nevoie. Deci acum am poziționat mustăți pentru stâlpi. Eventual o să pot să-i și numesc mustăți stâlpi și după aia pe un alt desen să fac mustăți pereți pe care o să le distribui. Eu o să fac rapid și mustățile acestea și după aia o să detalii. Mustăți pereți. Deci cu cât folosiți mai multe desene de armare, cu atât este mai bine din punct de vedere al programului, dar vă și ajută pe dumneavoastră ca să le mai izolați, să mai schimbați câte ceva la el. Deci el se mișcă mult mai bine dacă are armătura pe mai multe desene și aveți 9999 desene la dispoziție. Aici o să rezolv doar un perete și după aia adaptez partea asta de mustăți la toți ceilalți. Adică o să mă gândesc la o lungime de asta mai mare de suprapunere. Adică o să merg tot fișa aici pe vertical. Ok, și o să merg cu un U
inginerie, forme boare. Și zic etrier deschis sus. Fi 16 și fără cârlige. Îl repartizez, deci l-am desenat pe acest perete. Zic că am nevoie de el de aici până aici. De aici până aici. Deci aici fiind bifat de aliniere, e foarte simplu să-l adaptez după nevoi. Și de asemenea, dacă o să am nevoie să schimb, adică zic în zona asta unde e mai scurt peretele, vreau să fie mai des și la alt diametru, nu e nicio problemă. Deci chiar dacă el este creat și repartizat, pot să mă duc doar pe zona aceasta, fiindcă o consider ca și o zonă individuală de repartizare. Deci fac shift click și am luat bucățica asta și aici pot să pun la 100. O să pun pas alt diametru doar ca să schimb culoarea pe aici, F12. Bun, după care am să copiez, o să oglindesc în partea cealaltă. Ok, și apoi o să folosesc tot funcția aceea copiere și rotire cu filtru pe armare. Minus 90 că merg în sens orar. Și aici nu e cât îmi trebuie mie. Shift click și trag de indicator să o adaptez cât am nevoie. Sau mai am o variantă și mai simplă. Să trag până în capăt de el și să elimin zona din stâlp. Din stâlp să nu mai intre. Deci am trasat pe toată latura. Și acum mai zic ștergere, filtru după un criteriu de bare și fac un click dreapta. Click dreapta îmi declanșează simbolul de sigma, care e echivalentul lui control, adică fac o selecție multiplă fără să țin apăsat pe nimic. Și acum aduc și în partea cealaltă. E similar dacă vreți mai pun să fac un fel de centuri pe jos sau în partea de sus, așa aș proceda. Deci puteam să pun doi etrieri, făceam grupă, repartizam și tot aranjam așa. Eventual o să mai pun și în pereții ăștia la alți, la care o să schimb armătura cu totul. Deci o să zic copiere, shift click ca să iau întreaga repartiție. În fine, și pot să schimb, de exemplu, pasul lor sau da. O să armăm și stâlpul. Deci, de exemplu, stâlpul acesta mai mare, o să-l fac tot pe mustăți stâlpi. Ah, da, eu trebuie să copiez alea acolo, corect. Dar o să vedeți că pot să folosesc același sistem sau să fie similar pe altă secțiune. Adică aici secțiunea stâlpului, clar, e mai mare. E de ajuns să-i fac așa, creare vedere. Îi fac o vedere din față stâlpului. Fac o vedere acum prin el. Fiindcă astea sunt cele două necesare. Asta e de 60 și intru cu să-i pun 5 bare. Deci elemente armate FF.
Stâlp tip 2. O să-i scot asta, să nu mai am probleme cu partea aceea, să-i pun la 15 pasul. Și o să-i pun și barele astea intermediare și aici eventual punct 2, punct 2. Deci mai măresc un pic în partea asta de acoperire și introduc și agăraf. Da, dar agrafele le-am greșit. Că l-a pus fix pe o margine. Bine, mai puțin, punct 3, punct 2. Da, era bine cu 20. Cu 5. Și aici așa a detectat acest contur de la cota la cota și ar trebui cumva să readaptez, deci acele modificări cu cârlige, cu astea, să le lucrez și pentru el. O să-l adaptez un pic și deci am izolat detaliul și aici vreau de data asta să vă arăt cum modific global cârligele, deci cu schemă. O să zic chiar schemă totală, că salte armături pe aici. Fac selectez o dată de asta care fi 16. Și să caut să iau și una mare. Fi 20. Și le pun aici cârlige. Pe schema totală. Dacă pun pe schemă, automat apare și în 3D și oriunde este repartizată armatura respectivă. Bun. Desigur, unele le voi oglindi, că nu le-a dus de partea corectă, adică o să mă uit acum la carcasa asta pe care am creat-o și pot să le lucrez direct în plan să nu mai fac altă vedere. Deci zic ștergere filtru pe Fi16. Și o rezolv pe asta. Copiere simetrică. Bun, și de aceeași manieră s-ar rezolva și celelalte. Nu vreau să insist acum. Bun, și o să copiez carcasa și în ceilalți. Bun, ce vă ziceam, era bine să nu fi copiat de acum, dar pot să fac modificări pe bara aceasta. E că o să-i scot schema, da. Și apoi o să o simetrizez, deci să-i zic schemă parțială. O să trag de etrier să intre și pe inima peretelui. Acum s-ar putea să fie o problemă de mărți, să văd dacă le înroșește și pe cele de pe direcția cealaltă. Da. Deci corect, ca să facă modificarea doar pe o parte, o să dau un număr nou de marcă acestei bare. Deci să pună la rând, deci nu modifică doar pe asta, o modifică tot ce este vertical. Și acum nu sunt probleme să fac modificări, adică nu afectează și pe cealaltă, fiindcă
Inițial ele aveau aceeași marcă. Eu acum îi spun schemă parțială. O scot aici jos. O să o mai apropii, fiindcă de 30 este peretele și trebuie să rămân și cu acoperirea cu beton. Și mă mai extind, să zic, 0,5. Să-mi dea acolo, îi pun 4,7. Bun. Și aici o să înlocuiesc aici carcasa și apoi o înlocuiesc și celelalte părți. Și o să fie 10 cm diferență între pereți, dar pur și simplu o să mut unul din capete cu 10 cm pentru cei din stânga. Zic mutare, calitate oțel. Deci asta legat de întrebare cu elemente 3D sau arhitectură. Deci nu prea are legătură. Are cât de cât legătură când creez bara, dar după aia pot să mut cum am nevoie armăturile prin orice. Deci nu sunt limitat. E ca și cum aș lucra în AutoCAD, numai că gestionează tot modelul ăsta spațial și cel mai important o să fie la extras, adică acolo chiar vine binecuvântarea, nu că nu puteam în AutoCAD copia niște carcase și totuși observați că suntem încă în 1%, ăsta nu e un calculator foarte performant și destul de vechi, și duce treburile astea, adică nu, poate nu, să zic, stă în timp real, face o stație grafică, mai sar pozele, dar programul se mișcă și pot lucra. Bun, o să șterg vederile astea asociative. Și o să pun caprele în radier. Vreau să curăț și aici, că ne-au mai rămas niște vederi asociative și să rămână curat. După ce am pus caprele, o să încep detalierea. Să fac o planșă cu radier, să fac și mustățile. Acum la capre depinde de cum dorim noi, adică putem să le creăm spațial și să le distribuim prin plan. Problema este că ne ocupă foarte mult și nu prea vrem să apară, vrem maxim pe o secțiune să apară în general, nu, altfel nu vrem ele să apară propriu-zis, dar în cantități este esențial să apară. Deci noi avem nevoie să le distribuim în primul rând pentru cantități. O să vedeți că e o cantitate relevantă față de extrasul general. Cum se fac caprele acestea? Păi, în primul rând ar fi bine să-mi activez armăturile ca să văd care ar fi o distanță corectă. Deci o să mi-am pus pe galben și armarea aceasta. Îmi fac o secțiune prin radier, dar fac o secțiune mai discretă, adică o să ocolesc și piloții. Vreau practic să văd cum se așează barele momentan în radier. Bun, o să pun, să nu mai vedem hașură, zic desen armare. Deci, capra trebuie să vină cu piciorul pe bara asta și să țină bara de sus, asta albastră. Mergem în
merg în funcția de inginerie, forme bare, intru pe puncte-puncte, aici, și jos de tot se numește distanțier. Distanțierul ăsta e parametric, jumătate de metru, și cel mai delicat e să-i dăm corect acoperirile. Deci trebuie să gândim acoperirile, dacă nu punem o formă cum o fi și după aia o adaptăm. Deci ar fi așa, minim 5 plus 2, raturi de 20, fie 0,4. Bun, și la partea de jos, cred că tot cam atât o să iasă, chiar mai mult o să iasă, fiindcă am și piloții aceia. Ok, și aici au punctul. Bun, o să o las așa. Deci îi poziționez forma într-o secțiune ca el să-și calculeze exact forma ei corectă de fasonă. După care o să o repartizez o singură dată. Deci am desenat forma și nu o să o repartizez spațial, că mă încurcă vizual, că ea are și piciorușe, are o formă 3D și dacă vreau neapărat să-mi apară pe detaliu, pot să o pun ca schemă. Nu e o problemă, dar altfel nu vreau să o dispun spațial. Și atunci ce o să fac? După ce îi creez forma, în loc să o repartizez liniar, o să-i zic repartiție unitară. În care vedere? Bine, aș fi avut nevoie de o altă vedere. Dacă nu, o pot să o pun în plan. Fac clic pe plan, aici se vede vederea în plan a ei și o pun undeva. Oriunde. Pot să o pun și lângă. Fiindcă mie, capra trebuie să se regăsească în extras și să fie corect ca număr de bucăți. Eu n-am nicio problemă să o repartizez liniar pe direcție și apoi să o copiez în partea cealaltă ca să fie realistic pusă, dar pur și simplu mi-aglomerez radierul. Deci am pus-o o singură dată, în repartiție unitară și am poziționat-o aici. Și apoi, ce o să-i fac? O să îi zic modificare marcă. Întâi o să calculez cam câte ar fi. Deci să zicem câte, spunem 2, 3 pe metru pătrat. Din am uitat fi 10. Să zic o pun fi 12 și pun 2, 3 bucăți pe metru pătrat. Îi zic fi 12. Ok. Și acum îmi calculez area radierului, deci zic măsurători suprafață. Și dau Escape și îmi zice 340 de metri pătrați și pot să mulțesc cu 3. Eu zic 1000 de capre am nevoie. Și ce o să fac? Îi zic modificare marcă, clic pe ea și în loc de numărul cinstit 1 pot să-i pun 1000. De ce n-a vrut? Cred că n-a vrut 1000. Cred că e un maxim de 500, dar o mai copiez de două ori, ori mai copiez o dată. Țin minte că era undeva un maxim chipurile. Deci, modificare marcă, 200 de bucăți. Bun, eticheta cred că nu. O să vedem pe extras, dar ar trebui să fie. Ia să-i pun 1000. Ok. Da, o să vei, da. Marmira, să nu-mi permită că practic asta ar fi modul de lucru. Că alternativa ar fi chiar să le distribui, da.
O să vedem imediat cum scoatem extrasul. Bun. Am lăsat și forma aceasta și acum vreau să realizez planșa.